Deci, nu este vindecare ceea ce cauți, pentru că nu ai fost niciodată bolnav. Nu ești tu cel pe care îl cauți, pentru că nu ai fost niciodată separat. Și acum, din nou, eu sunt sufletul și spiritul împreună, eu sunt ritm, sunet și culoare. Căutăm vindecarea durerii trecutului și anxietății de viitor. Ok? Când mergem în trecut, ne doare ceva. Noi ne vindecăm traumele din copilărie. Ok? Și când ne gândim la viitor, suntem nerăbdători să vedem ce o să se întâmple. Suntem acoperiți ca și mumiile cu benz. Simțim că ne este împiedicată mișcarea și toate acestea pentru că nu reușim să ne separăm de timp. Deci, în Europa, ni s-a predat timpul linear. Trecut, prezent, viitor. Ok? Ceea ce în Asia, timpul circular. Nu? Ok. Deci, în momentul în care, când noi suntem separați, ne simțim rău, emoțional sau fizic, ceea ce simțim cel mai mult este ceea ce împiedică mișcarea noastră. Noi putem să ne mișcăm doar în momentul prezent. Nu în trecut, nu în viitor. Corect? De acord? Ok. Căutăm vindecare în viitor și ne simțim separați dacă ne gândim la trecut. În concluzie, nu ne mișcăm. Interesant. Dacă am rămâne în prezent, ne-am dat seama că mișcăm partea manifestată și nemanifestată și ne-am dat seama că nu am fost niciodată separat sau bolnav. În prezent. Observatori, da? Ne-am dat seama de cum am atins în orice moment spiritul, ceea ce am făcut noi astăzi, spiritul ce face posibil tot și de cât de conștienți suntem. Suntem tot timpul în mișcare de co-creare doar pentru că respirăm. Și atunci, întrebare. Cum respirăm? Ești conștient de schimbul continuu ce este între tine și univers cu fiecare respirație? Nu. Ascultă-ți respirația, spui universului că ești viu. Definiția vieții. Sunt eu. Tot ceea ce respiră este viață. Ok? Spui universului că ești construit din acea substanță, prin respirația ta, da? Un continuu a da și a primi ce permite manifestarea vieții. Cu fiecare respirație ducem înăuntrul nemanifestatul ce permite manifestarea existenței și esenței noastre. Noi suntem manifestarea continuă și constantă a nemanifestatului și totuși căutăm manifestarea trecută și viitoare fără să ne dăm seama că acest lucru nu este posibil. Toate acestea pentru că ne identificăm cu mintea ce caută vindecare, ce contemplă doar separarea, pentru că fără separare, existența minții s-ar sfârși. Și atunci, am înțeles. Noi respirăm. Pulsul nostru ne dă ritmul respirației. Da? Universul respiră. Universul are pulsul lui. Planeta respiră. Planeta are pulsul ei. Ce suntem noi? Niște piloni între cer și pământ. Ce trebuie să facem noi? Să ne aliniem cu cerul și cu pământul. Cum ne aliniem? Prin pulsul nostru. Ce-i pulsul nostru? Vibrația noastră. Ok? Respirația. Viața. Deci, universul trăiește, planeta trăiește, noi trăim, totul este viață. Noi suntem compuși exact din aceleași substanțe care se găsesc în pământ și în univers. Și atunci, unde e separarea? Intervine mintea, care ne separă, pentru că ăsta e rolul ei.
Și nu destul că intervine mintea, noi trăim într-un matrix în care dualitatea e bază, da? Deja suntem în separare stând în matrix, dar nu ne ajunge doar atâta că am acceptat regulile astea, mai vin și în exterior și manipulează mintea. Deci ne dăm seama în ce situații ne găsim. Atunci, când noi conștientizăm în ce situație, în cum am trăit până acum, cred că a venit momentul să ne luăm viața în mânuțele noastre, nu? Care e primul pas? Care am zis că e primul pas către schimbare? Intenția. Primul pas ca să putem să intrăm în contact cu noi, să devenim co-creatori, este dezidentificarea. Pentru că toată publicitatea, toate televizoarele astea frumoase, smarturile astea care au cameră și ne văd și când dormim, ne manipulează. Mesaje subliminale peste mesaje subliminale, inclusiv la copilașii noștri. Și atunci noi, eu personal, consider că o să sosit momentul să cerem dreptul la libertatea care avem din naștere, prin naștere.